La hospice am ajuns acum 3 ani, 3 ani și jumătate chiar, prin recomandarea unei prietene și sunt foarte fericită că am ajuns aici. În primul rând pentru fetița mea, Cristinuța, ea are 5 ani jumate și suferă de tetrapareză spastică. Pentru Cristina este e un loc minunat, pentru că e un copil sensibil, cu foarte multe suferințe și fizice, dar și emoționale, psihice și așa mai departe. Și ea aici e ca într-o familie mare.